de mult, Auri? Păi un an jumate. Aici au crescut, era micuț așa. Era micuț. Dumnezeu știe ce. Dar pentru ce-i ținea? Nu știu, am zis către el. Băi Ioane, zic, vinde-i. Și zic, e alții mai mici. Păi zice, cum vorbea, nu, că să te rage în parte de la munte, zice, apii, ce fac cu notrețul? La altă seară, spune vecinul că o striga la el, ieri dimineața am strigat eu. Și nu ne-a răspuns. Toată noaptea am zis că nevastă mi-a zis, nu știu ce se întâmplă, dar mie nu-i spar clar. Înainte, al altă seară, înainte ziua, și-a făcut un gard electric pe acolo, pe partea din sus. De atunci nu l-am văzut. Și am zis că vecinul, zic, nu fi murit, zic, nu l-or fi găsit mort. No, și ieri după masă vin, l-au găsit copilul. A venit băiatul, mortul. S-a dus sus, l-a găsit acolo pe tată, s-a... Și după aceea, odată de salvare, a venit salvarea, a venit poliția. Din primele cercetări a rezultat că bărbatul ar fi fost atacat de către cei doi tauri pe care îi creștea în gospodărie. Cadavrul acesta a fost transportat la serviciul de medicină legală, iar în urma necropsiei s-a stabilit că moartea sa a fost violentă și s-a datorat multiplelor traumatisme. Câți tauri avea? Doi. Erau de rasă? Unul era de rasă, mi se pare. Nu, eu nu cunosc, fine. Dar era periculos. Erau periculoși? Unul. El mi-a spus o dată că s-o, nu știu, aici după un nuc s-ar fi ascunsă de el, s-ar apărat de el. Albine, știu de albine, vine le grijă și altceva. Cum era ca om? Bun, om, de treabă, om. Muncitor? Da, da. Muncitor. Venea des aici? În toată ziua. Avea și animale? Pe taurea, doi, trei, nu știu câte avea. Și acum ce ți-au zis că s-a întâmplat? Am auzit că l-au lovit taurii. Taurii au fost plecați, au fost duși, după aia i-au adus. I-au adus înapoi, dar au fost taurii, erau mari. Și doar am mai zis că el, de ce nu-i dai că au fost prea mari, dar... Nu, o să vrea să-i facă ce știu cât. Cât de mari erau? Apoi erau. Câte chilori i-a avut călinia? 700. O avut unul. Amândoi erau. Orfumari, orfumari, la fel, da, la fel. Și l-au atacat? Eu cred că, mă gândesc că altfel ce-a putut să întâmple. Numai că l-au atacat. Eu am încercat să mă duc, că vin cineva, i-au adus taurii cu căruța și au avut o vacă legată de căruță și o vin cu ea până aici. Și aici am tăiat poarta, acolo să-l băgat. Și după ce am auzit că l-au găsit mort, m-a luat frica. Când m-a băgat între taure, m-a băgat de două ori în curte, s-a luat după mine, unul. Erau periculoși? Unu. Zicea ăștia, nu știu. Nu știu ce să zic, da. Și pe el l-au atacat taurii? Eu și zic, bine, zice lumea, nu știu. Eu nu m-am dus acolo, că am încercat să mă duc dimineața după ce am băgat taurii, să văd dacă nu e și taurii. Și m-am dus până într-un loc și m-am întors înapoi. Multă lume i-au zis să-i vândă, că dacă a început să arunce și la el, o zis, ai de grijă că, Doamne ferește, s-ar putea să întâmple ceva. Și... Și nu i-au vândut. Dar nu i-au vândut. Ne dea dumneavoastră pentru că preț, mai mulți bani și uite că îi ții pentru moarte. Omul să cade. Nu pot să zic că n-am avut probleme cu el, n-am... Nu era un om rău. Că au găsit telefonul așa la metru, metru și ochelare, cum el purta ochelare. Înseamnă că a încercat să dea telefon, că l-a scos din buzunar, dar nu știu. La un pun staurii? Păi mă gândesc că da. În timpul ăla, el încă mai era poate în viață, zic, părerea mea personală. Și atunci nu am putut să iese telefonul din buzunar, l-au găsit telefonul afară. L-am sunat dimineața, dar nu mi-a răspuns. Era telefonul închis. Și taurii au fost găsiți pe stradă? Pe stradă. Și acum unde sunt taurii? I-o dat aseară copilul, care are un băiat. Și i-o dat, i-o vândut, că nu avea ce face cu el, că ei, copilul nu se ocupa de ei. Dar el se ocupa, că zicea că îi lasă pe grădină, mâncau pe grădină, le mai aduna fân, le mai dădea de mâncare. Erau de rasă? Unul ăla cu coarnele. E? Ăla care l-a murit. E, se poate, ăla. Da, asta a fost soarta.